For Romania este deja o marcă înregistrată, dacă doriți. Este un program prin care dăm speranță tinerilor că profesia didactică este un drum atât provocator cât și plin de... Uh, Împlinirii. Iar faptul că ei reușesc să îi recruteze pe cei care au deja potențial de lideri uh, și în același timp să-i aducă în școlile unde este mare nevoie de oameni transformatori este extraordinar pentru sistem. Avem un parteneriat pe termen lung, există o serie de modificări legislative făcute pentru ca tinerii Teach for să poată să ajungă în școlile unde este cea mai mare nevoie de ei. Și mă bucur că noua fază de dezvoltare a programului este din ce în ce mai multă reflecție de cum se poate face schimbare sistemică. Cum pot intra uh, cei care au parcurs perioada de 2 ani de Teach for România în leadershipul școlilor și aș vrea eu să ajungem și la discuția de cum pot contribui la politicile publice naționale. Cum pot intra în instituțiile, în organizațiile care fac politici publice, evaluează politici publice, practic cum reușim ca ei să ajungă peste tot în sistemul educațional unde este nevoie de ei? Mi aduc aminte galele și entuziasmul, și emoția de acolo. Cred că prima gală la care am participat a fost undeva în anul 2015, cred că era a doua ediție. Dar în același timp mi-aduc aminte de o poveste spusă de uh, un alumni al uh, Teach for, atunci când l-am întrebat, n-am întrebat o de fapt. Care este uh, cea mai dificilă parte a misiunii ei? Răspunsul a fost uh, interacțiunea cu primăria. Și am rămas uimită. Întrebându-mă ce treabă are un profesor într-o școală să aibă o relație cu primăria. Și mi-a explicat că a fost nevoie să negocieze cu primarul comunei cum să asigure siguranța elevilor ei în școală și cum să facă să poată să ajungă să bată la ușa tuturor familiilor care nu erau convinse de importanța educației pentru a se asigura că elevii ei nu renunță la școală. Și atunci am înțeles. Am înțeles de fapt că tinerii Teach For nu sunt doar profesori în sensul clasic pe care îl cunoaștem, ci sunt uh, persoane care dau speranță, care uh, schimbă destine și mai ales care știu să rezolve problemele pe care mulți dintre noi nici nu le bănuim în școlile cu provocări. Și pentru asta le mulțumesc. Le-aș spune că e probabil cea mai valoroasă experiență pe care o vor avea. Le spun că există un potențial foarte larg de opțiuni după ce uh, trec prin programul de mentorat, cât și programul de 2 ani într-o școală. Le spun că mi-aș dori tare mult să am mai mulți dintre ei colegi la Ministerul Educației și cred că cei mai buni lideri pe care țara i are, pentru că este un an electoral, sunt cei cărora le pasă de educație. Am văzut primari extraordinari, cărora le pasă de educație și au investit în educație. Cred că europarlamentarii noștri trebuie să se lupte pentru educație și pentru investiții europeană în educație. Și sigur că da, cred că orice dezbatere de idei, inclusiv dezbaterile electorale, trebuie să includă acea reflexie despre cum ne dorim să fie educația. Pentru că în funcție de asta va arăta și societatea.